La Chișinău a avut loc cea de-a cincea ediție a Zilei Mărcilor. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie Franța Moldova Club France întrunește reprezentanți din sectorul public și privat, unde discută, dar și împărtășesc bunele practici din mediul de afaceri francez cu cel moldovenesc. Primul operator de telefonie mobilă și internet din țară, Orange Moldova, este partenerul general al acestui proiect. Cette initiative de lancer le jour des marques avait plusieurs objectifs, d'une part promouvoir la marque France. Promouvoir également, mais sans les imposer, l'expertise et le savoir-faire entrepreneurial ou institutionnel français. Également promouvoir des échanges entre les différentes communautés d'affaires et plus généralement également promouvoir la Moldavie en invitant des représentants d'entreprises d'institutions françaises et pourquoi pas les inciter à venir s'installer en Moldavie. On connaît tous l'image de la Moldavie au travers de sa culture, de ses traditions. En ce qui nous concerne, Orange, nous pensons également que l'image d'innovation de la Moldavie est très importante, que ce soit au travers des réseaux internet, des réseaux de quatrième génération, de tout un tas de développements qui font la Moldavie un terrain d'investissement, un pays d'investissement ouvert à toutes les entreprises potentielles. Ediția din acest an a Zilei Mărcii s-a desfășurat cu genericul de la abilitatea de producere la cea de comercializare. Companii renumite au ținut să împărtășească mici secrete din activitatea lor. Când vorbim despre abilitatea de a vinde, noi vorbim despre lucru foarte multidimensional, foarte minuțios. Să construim această abilitate să vindem, să promovăm și să vindem produsul presupune munca foarte, foarte grea. În înțelegerea noastră, asta înseamnă perfecționare și auto-perfecționare în fiecare zi, plus abilitatea să auzim solicitările, doleanțele clienților. Într-adevăr, exemplele companiilor mari au fost înalt apreciate de începători sau de cei care au deja o afacere. Este unul din puținele evenimente unde toți reprezentanții mărcilor moldovenești pot să întâlnească și să discute ceea ce se întâmplă și respectiv și perspectivele pe viitor. Poți cunoaște colegii și stabili contacte noi, dar și schimbarea de experiență, schimbul de experiență.